băieților, sunt Mascu și vă pregătesc eu un videoclip. Astăzi o să facem un challenge extrem de tare alături de Mario Robert. Salut tuturor băieți, vă pup. Pur și simplu i-am spus să nu mă filmeze când duc gunoiul, dar m-a filmat, sper să nu mă pui pe Instagram, da? Nu te pun, îți fac așa câteva poze să avem amintire. Să ducem acum gunoiul, trebuie să-l ducem, nu știu unde să-l duc. Ah, în față, mă, trebuie să duc gunoiul în față, nu? Stai în partea cealaltă. Și după cum am spus, astăzi o să facem un challenge extrem de tare. Cel care supraviețuiește cel mai mult cu 5 stele a câștigat acest challenge. Ești pregătit, Mario Robert, ceea ce o să te aștepte astăzi? Da, abia aștept, sincer. Știi care sunt regulile? Cel care scapă de 5 stele cu o mașină de pe stradă a câștigat acest challenge. Ok, sună interesant, abia aștept. Deci trebuie să ne găsim o mașină de pe stradă. Gândiți-vă că mașina de pe stradă nu este tunată și o să fie mult mai greu să supraviețuim. Așa că haideți să mergem acum pe stradă să ne căutăm o mașină. Când am găsit mașina o să venim aici și după o să dăm startul, da? Da. O multica, man, de-abia aștept să-l bat pe Mario Robert. Gândiți-vă că mașinile de pe stradă nu sunt tunate, mă, o să fie crazy greu, rău de tot. Oprește, mă. Acum trebuie să ne uităm să vedem ce mașină ne luăm noi. Uite, Mario Robert văd că s-a dus să-și caute o mașină. Aia și-a găsit o mașină cum trebuie, văd. Mașina aia pare să fie cum trebuie. Sau dacă nu, o secundă. Mergem. Na, oprește-mă pe dreapta. Ei, uite, tipul ăsta mă ia înainte, mai ină. Ei. Văd aici o mașină destul de șmecheră. Am putea să o luăm pe asta. Hai să vedem aici la coada asta ce mai găsim. Uite, pe asta o luăm, bro, nu? Da, bro, am impresia că mașina asta este foarte puternică. Cine... foarte rapidă, nu? Ok, mă, văd cât de tare arată. Da, pe asta o luăm, 100%. Ha, dar merge încet, mă, e ok. Hai să vedem. Ușor, o punem aici pe dreapta. Ți-ai găsit mașina preferată? Am găsit ceva, mai mă uit puțin și vedem cu care rămân. L-ai găsit? Da, eu am găsit o mașină super tare. Fraților, nu avem voie să le tunăm, gen. Ia, m-aș băga puțin aici la tuning, bro, a? Dar nu avem voie, așa că trebuie să mergem așa cu 5 stele, mă. Da, 5 stele de poliție și, pam, am zis să-l așteptăm acum pe Mario Robert. Sper să vină din partea aia, nu? N-am mai găsit nimic, hai să vedem pe partea asta e ceva. Bă, nu e nimic, cred că rămânem cu asta. Uite, a venit, dacă îi facem pană. Oi. Perfect, mașina e perfectă, îmi place cum, ce mașină ți-ai ales. Mie îmi place mașina ta, sincer. Da, e o mașină de cabotabil, o să fie mult mai ușor să te omoare poliția. Holy fuck, nu m-am gândit la asta. Da, acum nu mai ai cum să-ți alegi alta, rămâi cu asta. O capotez înapoi, stai așa. Nu mai ai voie să... cu asta rămâi. Nu, cu asta rămâi, nu mai ai voie. Bun, fraților, imediat dăm startul acest challenge. Deci pur și simplu avem voie să folosim armele pe care le avem. Uite, eu am foarte multe arme de la RPG, rachete și așa mai departe. Și acum mă urc în mașină și dăm startul acestui challenge. Vreau să mă urc aici frumos. Pam, diga, m-am urcat în mașină. Eu m-am urcat în mașină în momentul de față. Și începem, da? În 3, 2... 1, start, come on. Oh my god. So, de unde plecăm? Am luat startul. So, avem 5 stele, poliția este după noi. Deci cel care a scăpat de 5 stele a câștigat acest challenge. Ai, trebuie să ne ascundem undeva. Oricum e simplu, bro, să te ascunzi într-un bunker ceva. Mamă, dacă câtă poliție pe aici. Ai, o să fie greu, bro, deoarece mașina mea pur și simplu nu este tunată. Nu, mamă, ce-am dat cu ăla, mâncați, și mi-a zburat și capota. Mai o luăm pe aici, că e drumul blocat. Facem dreapta aici, repede. Nu, hai să mergem, avem arme cu noi. Putem să ne luăm, de exemplu, sticky bomb-uri și așa mai departe. Zo, hai să plecăm. Dar... n-a făcut pană, cred. Ai, cât de nașpa e. Uite-ți-o și voi. Nu cred așa ce vreau. Am făcut pur și simplu pană, mă. Oi, sau? Nu am făcut pană. Acum am făcut pană. Am făcut pană în față. Ai, o să fie greu, mamă, câtă poliție se află după noi. Oi, mi-e cam frică. Dați-vă, mă, la o parte, he? De ce se bagă în fața mea ăștia? Nu cred că pot să mă ascund pe aici pe undeva. O să fie imposibil, cred, să scăpăm de poliție. Dar o să încercăm să scăpăm, nu-i problema. Haide să plecăm undeva pe munte, cred, nu? Sau? Fi bine, bro.
Oh, oh, că v-am fentat ușor, 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 dăm. Da, cred că trebuie să ne luăm altă mașină. Uitați-vă și voi, da, trebuie să schimbăm mașina 100%, mă. Au tras ăștia mine, mamă, câte gloanțe au tras. Și da, am fript-o puțin în față. Zo, avem și elicopterele. La o parte, mă, cu voi. Ok, am omorât. Trebuie să omorâm numai decât să dăm și noi nei cu armele. Oricum avem arme, nu-i problemă. Ha, mă, veniți dacă aveți șansă. Ai, 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 cum conduc, bro, zici că nu am condus niciodată, mă. Ești trei duci, Clash, diga. Bun, unde ești în momentul de față, mă? Ai supraviețuit? Încă supraviețuiesc, da, am auzit cumva pe autostradă. Oi, 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 și eu, mă, am făcut pană pe față, nu mai văd absolut nimic. Eu pe spate am făcut. Da, ai, 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 trebuie să schimb mașina, cred, sau nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Foarte agresivă poliția, o vezi? Da. Mie mi-a blocat drumul. Da, uite, mamă, uită-mă și pe ăsta. Și oamenii sunt disperați, mă, când văd atâta poliție în spate. Nici eu nu mai știu ce să facă, mă. Uitați-vă și voi. 9-4. Bro, am două elicoptere după mine, tu știi? La fel și eu. Ai, ai, ai. Uite-te, mă, și tu în stânga, dreapta, nu mai văd absolut nimic. Trebuie să ne ascundem undeva într-un bunker, că nu? Dar e bine că avem și RPG-uri. Oricum, am putea scăpa de poliție dacă o să tragem cu rachete după ei. Suntem și noi pe autostradă. Cred că se află, Mario Rover se află pe aici pe undeva, nu? Tu te afli pe autostradă, pe undeva? Da, eu sunt pe autostradă. Și eu pe undeva pe aici, dar nu știu unde te afli. Văd și o multă poliție pe aici pe autostradă. Tu te afli în față, cred, nu? Da. A, cred că te-am văzut. Ești cumva ăsta, nu? Nu, stai că nu ești ăsta. Ai, iese fă mașina. Na, rip, iese fă mașina. Nu cred că mai supraviețuiesc. Uitați-vă și vă, mamă, cu cât merg. 200 și ceva la oră. Și la o parte, mă. Ce accident am făcut acolo. Zo, trebuie să... Na, a luat foc mașina. Dacă îți vine să crezi, trebuie să schimbi mașina. Nu crezi? Da, a luat foc. Mamă, dau jos acolo. Mai duce un pic, am încă mai duce. Eu trebuie să-i omorâm pe ăștia. Fără cu voi, mă. Na. Ai, 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 cred că ne ducem rău de tot. Uite, mă, că... Oh, calcă oamenii. Ai, 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 pe mine, mă. Haideți să luăm mașina asta de poliție și să plecăm. Ai, ai, ai. I-am furat o mașină de poliție în momentul de față. Oh, e bine. Holy fuck, și-a mea a luat foc. Cu mașina aia cu care ai dat startul? Da, trebuie să iau. Trebuie să schimb mașina, da. Eu mă duc acum, mă duc cu full speed, am plecat-o. Și... Diga, cât de tare am sărit, vorbești serios, mă? Diga, vați? Lol, cât de tare e. Trebuie să ne ascundem undeva. Ai o idee unde să te ascunzi? Sincer, nu știu, am încercat să mor pe dealurile astea, dar nu mai urca mașina, că aveam pană. Da, îți dai seama, da. Trag ăștia non-stop după noi, mă. Ai, eu m-am ascuns. Nine, mama, a explodat mașina. Diga, vați? Nu cred așa ceva. A doua mașină care a explodat, mă. Trebuie să mă dau jos. Da, eu încă n-am făcut rost de altă mașină, imediat o să fac și rost. Oi, oi, oi. Cred că o să scăpăm. Uitați-vă și voi cum fac steluțele în sus. Unde să mă ascund, bro? Uite, mai avem în partea aia o mașină. Da, nu cred. Hai să ne uităm pe mapă. Aha, poliția e pe partea aia. S-ar putea să scăpăm. S-ar putea, nu știu exact. Pe aici, pe undeva, oricum avem bunkerul nostru secret. Ne-am putea băga pe acolo, pe undeva. Uite, elicopterul. Sper să nu ne vadă. Tu, secunde. Hai, masico. A, ne-a văzut. Ne-a văzut din nou, mă. Uitați-vă și voi. Haideți să luăm RPG-urile astea, să dăm în ei. Și... Pam, diga. Afară cu voi, ok? L-am explodat. Haideți să furăm mașina asta, bro. Ha, masico. Fugi. Hai să vedem. Dă-i. Dă-i. Hai mașină. Hai că tu ești nou, ar trebui să urci. Pam, ok, furăm următoarea mașină și plecăm acolo. Sac, mamă. Uitați-vă și voi cum coboară, ha? Coborâți. Hai. Coborâți pe mașină, pam. Aha, mai coborâți acolo. Să vă văd eu pe voi acum că mai coborâți, mă. Na, pam, ați văzut voi, nu? Cum coboară din elicoptere. Hai, aia, ăștia s-a antrenat, mă. Ați făcut cum trebuie, bro. Să supraviețuiască și așa mai departe. Au arme, bro. Pur și simplu au și costume antiglonți. Dacă vă vine să credeți. Uite, ne-am putea să ne ascundem noi în cămăruța asta, nu? Sau dacă nu, haideți să plecăm mai departe. Oi, 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 mi-e cam frică. Dar e ok, o să mergem acum să ne ascundem într-o clădire ceva. Două secunde. Eu, haideți mai departe. N-ai câtă poliție se află și nu știu dacă am luat o mașină cum trebuie. Putem să mergem acum pe Mont Chiliad, nu? Ar fi o idee bună. Ok, bun, am reușit. Hai să vedem. Dă-mi arma asta. 1. Perfect. Și hai să vedem unde este celălalt. Uite-l acolo. Și al doilea. Perfect. Plecăm, diga, come on. Yo! La o parte, mă, cu voi. E bine, mamă, dar ce poliție diferită e asta.
Mhm, ok. Am putea să ne ascundem într-o casă pe undeva pe aici, nu? Uite cum e casa aia de sus de acolo. Dar nu, tot o să intre în casă, bro. O să încercăm. Dați-vă mă la o portă. O să încercăm să ne ascundem într-o casă, dar nu știu dacă e o idee bună. Să vedem și acum încercăm să stăm cât mai ascunși pe dealurile astea, să nu ne vadă poliția. Eu ușor, ușor scap, Amasico. Tu cum te descurci? Eu încă nu scap. O, sunt pe aici pe undeva. Trebuie să pun benzină. Nu mai am benzină, mă. Ai, ai, ai. Tu pe unde ești? Tu cred că te-ai ascuns unde trebuie. Unde te-ai ascuns? În pădeluri, pe aici mă bag cu elicopterele. Nu cred, mă, s-a ascuns. Uite-l, mă, pe tine. Mă, fă-mi și mie mașina, te rog. Ei, fă-mi, te rog, mașina. Ai, ai, hai, te rog, fă mașina. Oh, nu, nu vrea să-mi o facă. Oi, 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 hai să luăm următoarea mașină. Ar fi chiar bine, eh? Nu avem voie să luăm mașini tunate și așa mai departe, eh? Deci trebuie să luăm mașini din asta de pe stradă, eh? Zo, mergem mai departe. A, mi-a făcut pană, bro, uitați-vă și voi. Nu cred așa ceva. Hai să mergem, ar fi bine să ne ascundem undeva. Da, o să ne ascundem în barul ăla din față. De acolo o să mă ascund. Două secunde, eh? Oricum arme am cu mine. Două secunde, o să stau, uite, aici. Sac, și o să intru în barul ăsta, mă. Sper să nu vină. Hai, Masico, urcă, urcă, urcă. Zu, am intrat într-un bar acum. Sper să nu mai vină poliția după noi. Sper să nu ne găsească sau ceva. Două secunde. Dacă vin spre noi, pac, o să luăm acum o armă cum trebuie. Uite, o luăm pe asta. AK-ul ăsta, două secunde. Mamă, cât sânge am pe mine. Nu pot să cred așa ceva. Da, uita-l. Da, au shotgun. He? De ce nu mai pot să... Nu înțeleg. Nu am gloanțe. Uitați-vă și voi. Pam, tiga. Hai, veniți. Hai să vă văd. Hai, hai, hai. Uite, pam. Pom, 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 pom. Mamă, cât sunt. Nu cred așa ceva. Uite. Oh, nine. Facem asta. Hai, veniți după. Pam. Una. O să ne ascundem în partea asta. Pam. Oh, oh. Mamă, cum s-a dus tipul ăla. O să dăm și niște sticky bombori. Da. Na. Dăm sticky bombori, dar am dat una exact lângă mine, mă. Trebuie să o explodăm acum. Două secunde și pam. Oh, haideți mai departe. Oricum avem... Oh, avem și miniganul ăsta, mă. Na, uiuiu, na, hai veniți să vă văd acum. So, tigo, mă văd cum i-a omorât pe polițiști. N-au nicio șansă, hă? Scrieți în comentarii dacă vreți să facem și cu 100 de stele, mă. 100 de stele e mult mai grav. Uite, mă, ce omorâm, mă. So, o porte, mă, cu toții. So, oh my god, e bine că avem miniganul ăsta cu laser, bro, cred că e, nu? Tu mai supraviețuiești, ești în regulă? Da, da, momentan sunt bine, ușor, ușor sclip pe stelele astea, dar mă văd elicopterele. Da, elicopterele e mai grav, îți dai seama că se află pe sus, plus că au din ala, mă, visions. Da, 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 da. Care te vede unde ești și așa, da, e nașpa. Oi, 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 pam, diga, la o parte cu voi în momentul de față, a? Diga, țac, 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 țac. Două, mă aud, dar cât e tare e miniganul ăsta, cum explodează mașinile. Uitați-vă ce... Na, mamă, dar ce facem aici? Cât sânge se află pe aici, trebuie să plecăm numai decât. Ne luăm o mașină și plecăm. Plecăm, haide să ne luăm mașina asta, nu? Cred că e bine mașina asta. Hai, Masico, pac, sparge-o și intră. Intră direct și pleacă-o. Pleacă, haide să plecăm acum. Să văd, dar unde plecăm acum? O să fie nașpa rău. Două secunde, unde să mă ascund, bro? În buncăr? Avem voie să ne ascundem? Da, avem voie, numai că nu știu unde se află buncărul meu pe... A? Trebuie să se afle pe undeva pe aici. Cred că te stăm și mituri în episodul ăsta, stați așa. Ne băgăm într-un buș. Hai să vedem. Ia, am făcut pană, mă, uitați-vă și voi. Am făcut pană pe roțile din față. Sunt pe autostradă acum. Haideți să mergem acum în oraș din nou. Și la o parte, mă, cu voi. Oi, 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 cum se bagă ăștia în fața noastră, mă, la o parte. Haideți să ne ascundem pe munte, ar fi mult mai bine, nu? Sper să nu fac pană și pe spate. Dacă am făcut pană și pe spate, am merlit-o. Haideți să mai tragem în elicopterul ăla din față. Ai, 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 cred că nu este nicio șansă, bro. Cum am face noi să scăpăm de poliție? De 5 stele, să-l batem pe Mario Robert. Într-un bunker e cel mai safe, cred. Dacă ne băgăm într-un bunker. La o parte, uite-l, mă, cum trage ăsta cu arma. La o parte cu tine, mă. Top, oi, oi, oi. Cine e ăsta, bro? Am crezut că e Mario Robert acolo. Nu e Mario Robert. Haideți să-l întrebăm pe unde este. Unde ești, Mario Robert, în momentul de față? Sincer, nici nu mai știu pe unde sunt. Sunt undeva printre niște dealuri. Deci nu ai scăpat încă, nu? Încă nu, încă nu. Tu ai scăpat? Nu, am eu o idee super tare. Poate o să scap acolo. Dacă intrăm în casa noastră de Crăciun, credeți că o să scăpăm, mă? Sau? Dar, bro, deci dacă ne luăm mașina asta blindată, ar fi chiar tare. Ia, ia. Hai jos, jos, Amasico. Du-te, du-te, du-te. Oi, oi, oi. Hai, repede, repede. Luăm mașina asta blindată, dacă o vine să crezi, nu cred. Oh, avem și sirene în față, da. Bro, am luat o mașină din asta
blindate, dacă vă vine să credeți. Pro! Nu cred acum, chiar că nu mai au nicio șansă polițiștii. La o parte, mă, cu voi. Oricum nu mai au nicio șansă să ne facă pană, deoarece roțile sunt anti-glons. Mergem mai departe. La o parte, mă, cu voi. Uite cum încearcă ăsta să mă oprească și m-a oprit. M-a oprit, pur și simplu. M-a oprit. La o parte, mă, cu tine. Nu cred așa ceva. Uite, mă, nu mă mai lasă să mai ies. Cum se întoarce, trebuie să-l omorâm numai decât. Să schimbăm arma. Mamă, cum se bagă polițiștii ăștia. Gândiți-vă că în GTA 6 o să fie mult mai agresiv polițiștii decât în GTA 5. Ai, 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 mamă, ce fac ăștia din mine. Ai, ai, ai. Și la o parte. Pam, diga. Aha, dacă te-ai pus acolo în față. Țac. Mamă, cum am făcut mașina aia din fața mea. Uite-l, mă, și pe ăsta. Lol, cum mergem. Hai, mă, cară, mă, să te văd. Hai, hai, du-mă. Du-mă în Dubai. Oh my god, bro, ce-i asta? Nu cred așa ceva. Uite-ți, uite, uite. Nu mai este aici, pur și simplu. Hai că ies. No, perfectos, am plecat-os. Câtă poliție se află, pur și simplu. Am ajutat cum mai... te descurci? Eu mă descurc bine, am ajuns iar în oraș, acum tu. Am să-ți dau o veste. Ghicește tu, te las să ghicești. Te las să ghicești. Ai spune că ai scăpat de poliție. Da, cum ai scăpat de poliție? M-am ascuns într-un tufiș și nu mai m-a văzut nici elicopterul și nici polițiștii pe undeal. Un tufiș? Da. What, ok. Stai că vin după tine imediat să te văd. Uite că a ajuns și aia Marsico. Hai, Marsico, după mine să-ți arăt tufișul. Ia să văd care tufiș. Puțin mai în față. Serios? Eu am crezut că te-ai băgat într-un bunker, bro. Ideea mea a fost să mă bag într-un bunker, dar nu am mai ajuns până acolo. Prea multă poliție în spate se afla. Da, uite, aici scap și eu de poliție imediat o să. Dar cum nu au ajuns elicopterul, mă? Uite, dacă vii puțin mai în față, o să vezi acum tufișul fix aici. Aici e tufișul ăsta? Fix acest tufiș, era destul de bine ascuns că sunt și copaci ăștia și nu se vedea de sus. Da, mă, uite că și eu am scăpat acum. Ai scăpat? Da, lol, dar cum de nu? Au venit elicopterele aici, nu-mi dau seama. Venit, chiar erau fix deasupra mea, dar nu mă vedeau. Ok, deci funcționează asta. Da. Ok, super tare. Bun, fraților, deci a câștigat Mario Robert acest challenge. Acum urmează următorul. Ok, fraților, trecem la următorul challenge. Primul challenge a fost câștigat de Mario Robert. Felicitări, Mario. Mulțumesc frumos. Și acum o să facem un alt challenge. Cel care a furat primul un avion de lupte din baza militară a câștigat, nu? Da. Numai că nu avem voie să folosim mașini tunate, trebuie să folosim mașini de pe stradă. O să mergem acum să găsim ce mașină vrem noi. Trebuie să sărim de pe dealul ăla, nu? Sau cum intrăm în baza militară? Da, mi se pare că pe partea cealaltă putem direct să sărim direct în baza militară. Da, mamă, o să avem 5 stele directe sau 4, nu? Da, mi se pare că 4. O să tragă și tancurile după noi, nu? Da, holy fuck, o să fie greu. Da, bun, haide să ne găsim o mașină acum și plecăm direct către baza militară în 3, 2, 1 și come on! Oh, haide să mergem acum. Ia vă că Mario Robert a luat-o la fugă, mă. Haide să o luăm și noi. Un motocicletă cred că ne-ar ajuta, nu? Sau? 2 secunde, dau 2 secunde să-l... Stai, mă, pe loc. Da, l-am dat jos pe ăla. Uite, îl mai dăm pe tipul ăsta, ha? Sper să fie motocicletă. Uite, stai! Stai pe loc. Pam, l-am omorât, e bine. Am luat motocicleta. Sac, jos cu tine, mă. Jos și plecăm. Nu știu dacă e o idee bună. Am plecat oricum în fața lui Mario Robert. Am plecat în fața ta, m-am dus. Te-ai dus deja? Da, m-am dus, am o stea. Oi. O să mergem acum, o să mergem să sărim de pe dealul ăsta, bro. Da, cu toții cunoaștem ușor să nu cade pe motocicleta asta. Mersi, tanti, stai acolo, tanti, că mă folosești o puțin mașina ta. Sper că nu te superi. Hai să vedem, băieți, mergem repede. Mamă, deja am o stea, holy fuck. Și haide să sărim. Come on, diga. Sper să ajungem și Tega vas. Oh my god. Și m-am dus, bro. Suntem pe aeroport acum. Am ajuns în baza militară. Deja se află soldații după mine. Tu ai ajuns? Am ajuns și fix când am aterizat mi-a bubuit mașina. Te să iau alta. Păi? Ai aterizat prost, nu? Da. Oi, bro, deci dacă se află unii tancurile trebuie să se afle pe undeva pe aici, bro, dacă nu mă înșel, nu? Oia, deci dacă tragă noi am merlit-o. 2 secunde. Oi. Na. Oh my god, ce m-am speriat. Uite, mă, am găsit un avion de lupte perfect. Ce avion de lupte? Stai că mai e unul în partea asta. Perfect, îl luăm pe ăsta. Și ne dăm jos. Plecăm către avion.
țac și... Hai, hai, Masico, urcă, 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 urcă repede. Sper să nu vină un tank sau ceva, bro. Să ne... Sper. S-o, am luat un avion de lupte și plecăm acum, bro. Oh my god. Și... Com. Nu cred așa ceva. Sper să nu... Să nu vină nimeni după noi. Asta e problema. Trebuie să... luăm ceva de genul ăsta și plecăm. Să plecăm către Los Santos. So, tu știi că am luat un avion de lupte, mă. Gata. Deja l-ai luat? Da, du-te și tu să iau un avion de lupte și după facem 1v1. Mai gol, okay, se află, okay, ceva. În spatele nostru se află, cred, nu? Eu aud ceva. Ai, bro. Bun, băieți, până la urmă am reușit să iau și eu un avion de luptă. Unde ești, Masico? Să ne întâlnim, unde ești? Eu sunt pe lângă baza militară. În momentul de față o să facem 1 versus 1 cu avioanele de lupte, da? Ok, ok. Bun, haideți să ne întâlnim, nu știu, hai, oricum, eu te văd jos, uite, mă vezi, eu sus, deasupra ta. Gata, te văd. Da, bun, deci hai să mergem acolo puțin la aeroport în față și după dăm startul acolo, cel care, gen, o să ne batem cu, cu armele, gen. Ok, ești pe la aeroport pe aici, da? Da. Bun, mă vezi, eu nu te văd, unde ești? Sunt sub tine, gen. Sunt, ok, perfect. În 3, 2, 1, come on, start! Let's go! Oh my god, bro, deci, nu, cred că ne face, bro, deoarece vine de pe partea cealaltă. Unde că nu-l văd, oricum îs bun. Uite-l, nine. Oh my god, mamă, trebuie să ne ducem în spatele lui. Ok, mamă, cum s-a dus, eram să-l iau înainte, două secunde. Uite-l în partea aia, na, mamă, era să se ducă jos, cred. Ui, bro, nu mai nine. Da, cred că ne ducem noi, ne ducem noi, cred că în fața lui. Uite-l. Oh my god. Mă, era cât pe ce să-l prindem. Unei. Uite-l. Mamă, pot să-l prind oricând acum. Două secunde. Pot să-l prinde. Să-l prind. Unde ești, mă? Poate-l prindem în fața noastră. Hai să vedem. L-am prins în spatele meu. Prână un pic. Da, mamă, dar cum sunt cu ținta pe el, n-are nicio șansă. Uitați-vă și voi. Deci pot să-l prind oricând. N-are nicio șansă. Eu pot să-l prind acum. Uite-l. Mamă. Pot să-l prind oricând dacă vreau, da, îl mai lăsăm puțin, el cred că se pune cu Amasico, dar nu are nicio șansă pro contra mea, cu avioanele sunt foarte buni și, nai, mamă, cum ne ducem, încearcă și el să facă ceva, dar nu cred că poate, ok, oi, mamă, cum suntem, chiar scuze să vedem dacă putem face accidentos, ia să intrăm în el, două secunde și, nine, bro, era să ne ducem. Ok, iese fum, perfectos. Uite-l. So, come on. N-a făcut schema aia și a plecat. Nu cred, mamă, deci am vrut să fac eu ceva, să intru în tine, dar nu a funcționat. A funcționat, că am explodat. Mai ai un avion de genul. E bine, bro, că nu mai iese fum. So, perfect. Acum așteptăm pe Mario Robert următoarea rundă, să ne batem cu el. Ma, de ce merge așa, what the hell? Bro, a luat o raznă avionul meu, sau nu văd eu bine? What? Unde este Mario Robert? Gata, mă. Ok, pe unde ești? Pe aici, pe la... ăsta, aeroport. Aha, bun, hai să dăm startul. Următoarea rundă în 2, 3, 2, 1. Com, hai, te văd, uite, în spate ești. Na. M-am dus fără să vreau, stai așa că m-am dus să iau alt avion. Bun, fraților, dăm acum din nou startul. Bro, a început să vină și poliția după mine. Am deja 3 stele. Unde se află Mario Robert? Unde e, bă, că nu-l văd. Na, cred că ia foc, bro. Ia foc. Nu, avionul meu nu ia foc, n-are cum să ia foc. Pe unde e Mario Robert? Că nu-l văd. Sau îl văd? Nu. Două secunde. Trebuie să fie pe undeva pe aici, dacă nu mă înșel, nu? Uite-l. Na. Oh my god, nu era el. Mamă, ce m-am speriat. So, unde se află? Că nu-l văd. E sus cumva? Na, uite-l. Îl văd. Aha. Ia vino, Toma. Ia vino. Uite. Pe care e Hydra în momentul de față, nu? Nu mai... Uite-l. Nu? Accidentos? Măi, cod, mamă, ce ran să ne ducem. Uite-l în partea aia. Oricum, nu scapă el de noi. Hai, vino, mă. O să facem accident acum, să intrăm direct în el. Două secunde. Uite-l. Oh my god, suntem în spatele lui în momentul de față. Facem asta. Pam, dăm crachete. Țac, e bine. Sper să... Nu cred că scapă de ele. Scapă? Nu scapă. Nu știe să scape, ia. Nu, nu,
nu, mamă, cât aproape a fost aia. Și? Se duce. Oh my god, nu cred. Nu, mamă, cât aproape a fost aia. Ok, dă-o rachetea după el, cum undigo. Nu. L-am dus, unde-i? Unde-i? Ha, nu-l văd. He? Aha, a explodat. Oh my god, a explodat în aer, mă? Da, a explodat, avionul și-am sărit din el ca să nu mor. Bun, chiar tare. Bun, fraților, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați, vă rog, pe butonul de like. Și da, ne vedeți în următoarele videoclipuri cu challenge-uri noi și așa mai departe. Scrieți în comentarii ce challenge-uri mai doriți voi, așa că noi ne vedem data viitoare. Ciao. Pa, pa.